Mă cheamă Mocanu Răzvan Ștefan, am 18 ani și am început joc fotbal de la vârsta de 5 ani. Prima oară mă jucam pe stradă și am fost chemat de tatăl meu și mi-a anunțat că m-a înscris la o echipă. Acea echipă se numea CS Pressing, care nu mai există în momentul actual. Jucam în seria a doua și am primele 3 echipe așa. Am încercat să fac puțin karate, dar nu mi-a ieșit foarte bine. Apoi am fost la gimnastică, dar am văzut că nu prea era de mine și am zis că cel mai bine pentru mine e să vin la fotbal. Inițial nu știam prea multe, știam că este un joc de echipă și știam foarte puține reguli. Mai jucam așa, în cartier sunt alte reguli față de fotbalul cel pe care joc acum și nu știu, nu știam foarte multe. Acum sunt foarte organizat în ceea ce privește disciplina și tot. Inițial am jucat portar și am jucat, nu știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni, am văzut că nu-mi place. Apoi am fost pus fundaș central deoarece aveam fizic și acum, pentru că m-am dezvoltat și am început să am și viteză, m-am fost pus fundaș stânga, postul actual pe care încă îl joc. Cel mai bine, din punctul meu de vedere, mă simt pe benzi. Ori în dreapta, ori în stânga, nu contează. Să fiu ori fundaș stânga, ori mijlocaș stânga, ori fundaș dreapta, ori mijlocaș dreapta, pe acolo, oricum. Caracterul pe care îl ai nu doar în teren, dar și în afara terenului contează enorm pentru oricine. Apoi disciplina și atitudinea și dăruirea și faptul că îți place să faci sportul acesta, pentru că este foarte important că multă lume vine la sport nu de plăcere, ci obligați de părinți. Și cel mai bine eu consider că este să vii de plăcere, pentru că altfel este ca un chin pentru tine. Doresc să ajung la un nivel mai înalt, asta în primul rând, să continui cu fotbalul, pentru că sunt sigur că, nu știu, pot să fac față și așa. După aceea să iau bacul, deoarece dau bacul anul acesta și, nu știu, în al treilea rând să fiu sănătos până la sfârșit, să pot să-mi duc cariera până la capăt.